Pentru că am ajuns la războiul din Ucraina, fără să vrem sau tocmai pentru că ne-am propus asta. Cum stăm? Zelenski se află într-o situație dificilă. Pe de o Stăm, parte nu mai știți cum. există un sprijin. Vă rog. Spune că nu există un sprijin în ceea ce privește pe care l-a avut până acum necondiționat, nemijlocit din partea Occidentului. Este mai stins cu atât mai mult în ceea ce privește armamentul, banii și așa mai departe. Pe de altă parte, se confruntă cu o opoziție în Ucraina, Da. venită din partea șefului armatei Jaluznyi, care e susținut de primarul Kievului. Stăm la fel. La La fel fel de de prost, prost. la fel de prost. Mulțumesc. E un război care nu se îndrăzărește cum se termină, dar se va termina prost pentru toată lumea. El bine n-are cum să se termine. Și se va termina toți pentru prost pentru actorii implicați nemijlocit, și pe actorii din afară, pe care îi va ține blocați. Pentru că situația, ați spus foarte bine că situația e pe toate palierele arată prost. Adică și pe palierul intern și faptul că noi Și aflăm pe linia frontului. Aflăm atâtea știri acum despre cât de dur a fost contraofensiva. Apropo, între noi fie vorba, lucruri care se discutau acum, noi le discutam acum un an de zile. Păi Dar. da, dar noi fiind mai liberi așa puteam să le spunem, însă rest Da. propaganda nu te lăsa să spui nimic. În momentul în care spuneai că pe front, că lucrurile stau prost pentru ucrainieni sau că această contraofensivă, lucruri pe care le-a spus chiar dumneavoastră, nu există, automat erai considerat putinist. Dar, mă Bun, rog, trecând peste asta, asta faptul că acum se e în discută plan secund. abundent despre. Vă dați seama cam cât de complicată e situația. Și sentimentul meu este că dacă acum se discută așa, s-ar putea ca negociere să fi început pe aici, pe acolo. Din moment ce deja publicului se livrează asemenea tipuri de informații. Spuneam că războiul se termină oricum prost pentru toată lumea, se termină mai puțin prost pentru unii și mai prost pentru alții. Un război care nu rezolvă nimic. Un război care nu rezolvă, cum credeam că rezolvă ecuația căderii URSS-ului de acum 30 de ani, care căderea URSS-ului n-a reglat chestiunea rusă, Rusia vrea să-și ia revanșa și măcar pusă cu botul pe labe, economia făcută praf, Rusia înfrântă pe front, căderea lui Putin, Eventual dispariția lui Putin, da. neapărat, de aici sintagma războiului lui Putin. Dacă faceți o analiză pe textul, războiul lui Putin este că Putin este de vină și dacă scoatem pe Putin de acolo, totul va fi bine. Polonezii și balții au zis, nu, nu e războiul lui Putin, e războiul rușilor. Trebuie să dezmembrăm sistemul, toată Rusia, ca să scoatem potențialul de război de acolo. Deci războiul lui Putin. Putin pleacă, după ce am pus totul în ordine și Rusia s-a îmblânzit, vine la picior, ca în anii 90, ne ocupăm de China. Un posibil scenariu. Nu spun că așa s-a gândit, dar... Bun. Ce s-a întâmplat acum? Cam toată lumea s-a blocat din punctul ăsta de vedere. Pentru că să presupunem că se face o pace, nu mai lăsând la o parte etajul ucrainean al dezbaterii, se face o pace rece sau un conflict înghețat, cum vreți să o numiți, de tip Coreea de Sud, bun, se împarte într-un fel sau altul Ucraina, pierde cât pierde, să dea Dumnezeu să nu piardă mai mult decât pierde acum și că la anul să nu ne trezim cu alte lucruri și mai dramatice. Dar să presupunem, pierde cât pierde Intuiția Ucraina. mea îmi spune, din toate informațiile pe care le citesc și le citesc, arată că rușii nu vor să se oprească aici, pentru prima dată când am sentimentul ăsta. Să ne înțelegem. Rușii în momentul ăsta au două borne importante. Martie 2024, alegeri prezidențiale. Și 2 ani de la începerea războiului? Da, și nu, și alegerile în America. Noiembrie. E așa o să gândească realitățile. Trebuie să facă ceva până în martie, pentru că, sigur, în Rusia sunt două lucruri pe care nu le alegi, părinții și președintele. Dar asta nu înseamnă că alegerile prezidențiale nu sunt importante, pentru că Putin trebuie să spună ceva. Și să livreze mai mult decât până Sigur, acum tot și ce e el livrează. posibil. O să discutăm poate și de vizitele recente, care este Discutăm, clar că discutăm. au o tangență cu alegerile. Am normal. Bun. Ei trebuie să livreze ceva. N-au niciun gând să se oprească acum, de ce s-ar opri? Pentru că ucrainenii au spus, nu negociem pentru că puterea noastră, numărul 2 de la Parlament a spus, puterea noastră de negociere e mică, nu putem acum, trebuie să mai facem un hop. Va fi și mai mică odată cu trecerea timpului. Asta e riscul, asta e riscul. Deci rușii vor trebui în martie să facă ceva când vor fi alegerile, vor arăta cu degetul că ucrainenii nu fac alegeri, deși zic că sunt democrat. Așa. Dacă nu vor face. Riscul pe care l-ați menționat, este ca
Avdiinca, acum, bătălia de la Avdiinca despre care se tot vorbește, este, militarii pot să explice, este un soi de Bahmut cu steroizi, cum zicea un general american, adică ceva care este mai cumplit decât Bahmutul, pentru că sunt fortificații create de vreo 3 ani de zile de ucrainienii asistați de către occidental. Deci e greu să treci peste ele. Dar s-ar putea să cadă, cum a crezut Bahmutul. După ce cade, înseamnă că cele 4 oblasturi pe care le au acum rușii teoretic mai pot să fie urmate de încă, teoretic, de încă 4. Deci dacă rușii pornesc, eu nu cred în povestea asta cu invazia Odessa sau ce? Nu, bun, poate fi și Odessa, poate fi Harkovul, poate să fie încă 4 oblasturi pe care rușii să le ia complet. Nu cred în povestea cu Rusia care pleacă din Ucraina spre NATO. Hai să ne înțelegem. Ce rost ar avea? Adică, hai să ne înțelegem. Când și-au îndeplinit toate obiectivele, mai ales dacă o să câștige aceste... N-au niciun motiv să plece. Asta e dramatic. Acest teritoriu, da. Rușii, când au pus 190 de soldați la frontiera cu Ucraina ca să negocieze cu americanii, că asta a fost, de fapt, discuția, negocierea eșuată. 190.000. 190.000 de soldați. Când nemții, în războiul 2 mondial, au ocupat jumătate de Ucraina, de Polonia. Pentru că când au invadat Polonia jumătate, pentru că jumătate trebuia să intre la ruși, la sovietici, au dus 1.300.000 de oameni. Ați înțeles? Deci nemții au pus la frontieră 1.300.000 de oameni germani să ocupe jumătate de Polonie și rușii cu 190.000 să cucerească toată Ucraina. Să fim serioși. N-a fost o intenție să cucerească toată Ucraina. Că n-aveai cum. Cu 190.000 de oameni nu puteai să faci asta. Uitați-vă la jumătate de Polonia, uitați-vă la Ucraina integral. Deci nu se punea problema ca rușii, vreau să, militar vorbind, era imposibil. Scenariul despre care am mai vorbit putea să fie de tip FSB, o Crimeie mai mare, cade cu puterea și o ia așa. Bun. Dar nu ăsta e subiectul. Deci nu cred că acum se va pune problema ca rușii să se ducă spre NATO după ce își încheie. E greu de crezut. Dar unde s-ar duce spre NATO? Adică, Polonia, țările baltice. România, Polonia, țările baltice... Bun. Cam atât, adică, da, greu de crezut, mă rog. Bun, dar asta nu înseamnă că după acest război, problema de securitate nu se va pune în NATO în alți termeni și poți să discutăm probabil și despre România din punctul ăsta de vedere. Bun, mai ales că și premierul s-a dus în Statele Unite, că de acolo vine securitate. Bun, deci rușii, dacă lucrurile merg prost, foarte prost pentru Ucraina, riscă să. Ucraina riscă să piardă mai mult. Pentru că s-ar putea ca războiul ăsta de, cum îi spune, attrition, de... uzură care există în acest moment să fie de uzură pentru că încă rușii nu și-au folosit toate avantajele. Pentru că rușii au primit, de pildă, mai multe muniții de la Coreea de Nord decât au trimis europenii ucrainieni. Către Ucraina. Care trimit cam muniții, germanii trimit muniție către Ucraina care n-ajung nici măcar pentru o zi după standarde de luptă de până acum. Deci noi avem o problemă enormă, rușii nouă. Deci dacă rușii încep să-și pună în mișcare avantajele pe care le au, atunci s-ar putea ca războiul de uzură despre care vorbim noi acum și nicio parte nu poate să înainteze, să fie de uzură doar că încă avantajele nu au fost puse. Nu pentru că el e menit să fie un război de uzură. Asta este mare risc pentru Ucraina. În condițiile în care Ucraina nu mai primește sprijin financiar, nu mai primește armament. Păi uitați-vă ce se întâmplă. Și nu mai are de unde să aducă oameni pentru armată, nu mai au de unde să aducă soldați. Lucrurile arată și, cum foarte bine ați spus, și acum coborâm puțin etajul, în Ucraina începe tremuratul. Adică atunci când se apară, când militarul ți-a spus, Zaluzhny, în The Economist, că nu avem ce să facem mai mult, ar trebui o revoluție tehnologică, adică să primim niște arme pe care nu le avem ca să schimbăm frontul. Și politicul a zis, nu e așa, deja se naște tensiunea. Și tensiunea se vede. Și deja oamenii încep să se alinieze. Poroshenko, Zaluzhny, Klitschko, primarul Kievului, adică nu e oricine, da. Zelenski cu, mă rog, oamenii din apropierea lui și cu eșalonul 2, Sirski, adică șeful marului stat major, terestre, forțe terestre și oameni care sunt sub șeful armatei, pe care presa din Ucraina sugerează că nu l-ar mai chema la întâlniri. Deci încep să așeze tabele acolo. Ce tabără, cu cine vorbește? Domnul Zelenski urma să se adreseze Senatului American înainte de votul pentru ajutorul militar și nu s-a mai adresat în ultima clipă. Aia spune ceva. Bun. Deci acolo începe, populația începe să vorbească. Cum am mai vorbit noi în emisiune, sunt 10 ani de la Revoluția Orange. 2004 Revoluția Orange, 2014 Revoluția Orange, 2024.
memoria publică, vibrația civilă, evident că se va raporta la acest moment. Nu vor fi alegeri. A iarăși un motiv de revoltă. Iarna aceasta, cum am citit un titlu care era interesant, iarna nu-i ca iarna. Iarna aceasta nu va fi ca iarna trecută. Va fi, pare că va fi o iarnă. Ce va fi după? Deci toate lucrurile acestea nu duc la o stabilizare a situației. Plus faptul că americanii tărăgânează, sau de fapt în momentul ăsta au blocat ajutorul pentru Ucraina și pentru Israel. Votul în viața Biden a făcut o șmecherie politică. A pus ajutorul pentru Israel vibrant cu ajutorul pentru Ucraina și cu chestiunea frontierelor. Republicanii care au zis nu. Votul la Senat a picat pentru că republicanii au spus nu. Ce dai la granițe e prea puțin. Dai mai mult pentru granițele Ucrainei decât pentru granițele Americii? Sigur că se poate discuta mult, dar sună foarte politic. Adică tu plătești mai mult apărarea granițelor Ucrainei decât granițele Americii? Și au zis nu, nu le mai amesteca și hai să negociem pe granițe. Pe graniță, pe chestiunea frontierului, nu se poate negocia. De ce? Pentru că republicanii, care văd cum crește Trump în sondaje, spun soluția cea mai bună pentru frontieră este Trump. Schumpeter, liderul democratilor, mă rog, speakerul, ca să zic așa, vine și spune, doamne, veniți cu o soluție rezonabilă, adică nu aia lui Trump. Și așa zic, nu, aia lui Trump trebuie să fie. Dar democrații nu pot să o pună pe aceea lui Trump, că ar fi o umilință electorală și politică, și doi, ei au alt tip de electorat. Se întorc la o soluție pe care au respins-o, deci, acolo, din start. Acolo va fi, cât timp le amesteci, nu va ieși nimic. Sacrificiul va fi pentru Ucraina. Ucraina va fi sacrificată. Pentru Israel cred că se vor găsi sprijin și bani, nu fac griji. Dar Ucraina riscă să intre în bătălia asta internă. Zelenski, domnul Zelenski l-a chemat pe domnul Trump. Trump a zis că a zis pas, să stea de vorbă. Deci din această dilemă nu poți ieși decât putând separat chestiunea ucraineană, ceea ce va deschide o dezbatere întreagă, unde se duc banii, avem un control pe ei, etc., 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 și riscă să o lase mai la urmă. Iar chestiunea cu frontierele va fi negociată, dar nu cred că democrații își pot permite să piardă și va rămâne chestiunea israeliană sau câștigătorul va fi Israelul. Doi, Israelul are un impact politic mult mai mare în America decât Ucraina. Ucraina nu are impact politic. S-a dus. Și din perspectiva aceasta, evident că pe agenda, sigur, ce mai poate să stea în picioare, mai poate să stea cu votul ucrainienilor în anumite state, dar votul arabilor și musulmanilor se pare că e mai important. Un impact poate extraordinar în America, poate să schimbe rezultatul alegerilor, apropo de statele despre care vorbea și nu numai de populația musulmană. Cele 5 musulmană, state care decid până la urmă. Ci și populația progresistă, democrată, care este pro-palestiniană și vedem asta în toate declarațiile. Și Biden începe să piardă sânge electoral și de la populația de culoare, care 86% susținau Biden, astăzi 61% susțin, 63% susțin, 20% au pierdut de la ei, nu mai spun de hispanici care oricum se duc spre Trump mai ușor. Deci el începe să piară de peste tot, adică tot începe să curgă apa. Pui aici un pui, pe câte poți să pui? Acum începe discuția în Statele Unite, dar asta e un alt subiect. Sigur, dacă Biden va fi înlocuit și de către cine? Este foarte complicată și cât durează mai mult. În ianuarie avem la Iowa alegeri în care eu cred că Donald Trump va câștiga un fanfar, ca să zic așa, și la va fi un semn. Chiar că toată lumea bănuiește că Trump va câștiga. Important, el are 60%. Și da. Știi ce se va întâmpla? Când vor vedea că chiar va câștiga cu 60% și face praf. Deci el are 62%, 60%, peste 60%. Deci Sanctis are 12%. Nick Haley are vreo 11%. Adică e clar că nu există. Candidatul este republicanilor de departe. Nu și când va câștiga, o să vedeți cum republicanul să spună, hopa, hai în car. Hai în car lui Trump. Da, că cine rămâne ultimul și sare, îi închide ușa. Finanțatorii, donorii, toți vor spune, băi, hai gata, ne-am jucat destul de politică, am citit.